Cristian Bușoi a fost ales președinte al PNL București. Fiind singurul candidat înscris în cursă, actualul lider a fost votat în unanimitate cu 647 de voturi. Bușoi ia în calcul candidatura la președinția partidului la congresul din data de 17 iunie. În discursul său nu a ratat ocazia să o critique aspru pe Gabriela Firea. Să facem o poziție și mai dură împotriva unor excese sau unor proiecte incorrecte față de bucureșteni și ale primarului general și ale majorității PSD și ALDE din Consiliul General și ale administrațiilor de stânga din cele 6 sectoare. Cristian Bușoi a fost ales președinte al PNL București cu 647 de voturi pentru și 79 anulate. Acesta a anunțat și care sunt următoarele obiective pentru PNL. Trebuie în 2018 să muncim pentru a recâștiga electoratul pe care l-am pierdut. Trebuie să trecem prin testul alegerilor europarlamentare, care este un test foarte dificil pentru Partidul Național Liberal, și apoi, sigur, să luptăm pentru alegerile prezidențiale, pentru că nu putem admite ca România să fie condusă în totalitate de Partidul Social Democrat. Cristian Bușoi a fost singurul candidat înscris în cursa internă pentru șefia organizației PNL București. În discursul său în fața celor din Consiliul de Coordonare al PNL București, nu a ratat ocazia de a o critica pe Gabriela Firea. Bucureștiul poate redeveni motorul dezvoltării României, dar are nevoie de o administrație care să gândească, să prioritizeze și să urmărească ducerea la bun sfârșit a unor proiecte fără de care modernizarea capitalei nu poate fi luată în discuție. Din păcate, doamna Firea se comportă mai degrabă ca un purtător de cuvânt al primăriei generale decât ca un primar general.